Poate fi și ambona. Să știți că e un ambon foarte interesant, drăguț. Aleluia! Noi toți vorbim în perioada aceasta despre nașterea Domnului. Și cred că este frumos din partea noastră să reamintim cu bucuria, cu mulțumirea în inimă și în suflet acest eveniment istoric al întrupării Domnului Iisus Hristos. Eu nu schimb pe ambonul ăsta cu nimic. Aleluia! Doamna Daniela, ăsta e cel mai frumos. Ok, mulțumesc. Ai grijă de mine, dar de data asta, uite, mă simt bine să păstrez așa. Aș vrea să citim din Evanghelia după Luca despre cântarea Mariei. Capitolul 1, începând cu versetul 39. Probabil că o să vedeți aici. Dacă e, o să mutăm unul puțin mai într-o parte. Ok. Puteți vedea dumneavoastră. Ok. Deci, Maria s-a sculat chiar în zânul acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat glas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, în Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt. Amin. Dragii mei, am cântat un picuț și am încercat un picuț să realizăm că există fericire. Că se poate primi fericire. Că se poate avea fericire. Și dacă în dimineața aceasta, printre noi, poate să fie cineva nefericit, să se considere, să se simtă nefericit, vrem să-L încurajăm prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și vrem să dezvăluim un picuț din acest secret, din acest adevăr vis-a-vis de cum poți să fii fericit. Cum poți să ai această fericire care vine dintr-un singur loc, pentru că numai Dumnezeu este sursa fericirii noastre. Slăviți să fie numele Domnului. Amin? Și fericirea aceasta care vine din Dumnezeu și de la Dumnezeu, ea denuiește, este veșnică. Nu este ceva doar pentru o perioadă de timp. Observați, poți să ai un serviciu bun care te mulțumește, care merge cu plăcere și aproape că poți să spui sunt fericit cu acest loc de muncă, nu? Dar după o vreme, lucrurile se schimbă, pentru că aici lucrurile sunt schimbătoare. Și dacă fericirea mea depinde de un lucru care nu este fix în ideea veșniciei, ci mobil, azi e, mâine nu mai e, pleacă. Eu voi fi un om bulversat cu o fericire ciuntită. Știți care? Când e, când nu mai e. Pe când, dacă noi, într-un mod înțelept, prin credință și prin ascultare, printr-un act de supunere față de Domnul și de Cuvântul Lui, ne ancorăm viețile în ceea ce este sursa fericirii, atunci în fiecare zi eu pot să cânt. Eu sunt fericit. Chiar dacă întristarea uneori ne va umbri, ea nu ne poate smulge fericirea din lăuntru nostru. Poți să ai momente când întristarea feței tale poate fi citită de cei din jur,
dar realitatea fericirii tale este permanent în locul tău. Nu? Chiar și atunci când cineva te mustră, poți să fii într-un moment întristat. Dar asta nu înseamnă că ți-ai plăcut fericirea. Nu? Pentru că nădejdea mea este în Dumnezeu. Nădejdea mea este în Cuvântul lui Dumnezeu și prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu eu înțeleg că această grijă a lui Dumnezeu pentru viața mea este ca eu să îmi continui fericirea pe care o am și în care sunt veșnic. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Aici situațiile, intemperiile acestea ale vieții care ne umbresc sunt o realitate despre care noi putem vorbi, sunt lucruri pe care noi le-am experimentat în moduri diferite, dar un lucru care rămâne și trebuie să fie într-un mod foarte clar, foarte evident în atenția vieții noastre, este această rămânere în El. Amin? Cine rămâne în mine și cine rămân cuvintele mele, nu? Deci, poate să cânt, eu sunt fericit. Poate să mărturisească despre fericirea lui. Fericirea aceasta vine pe baza unei relații, a unei siguranțe pe care mi-o dă Dumnezeu prin cuvântul lui, prin realitatea ființei lui care este cu mine. Când Domnul a vorbit odinioară prin gura lui Ioan și a încercat să încurajeze și să lămurească anumite lucruri pentru biserică, Domnul spune că cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Slăviți să fie numele Domnului. Ați observat ce s-a întâmplat cu Moise când i s-a arătat Domnul pe munte? Nu? Pe muntele Sinai? Era plin de fericire. Nu? Era nu numai... Vedeți, oamenii au observat strălucirea feței lui, ceva schimbat. Venea din prezența lui Dumnezeu. I s-a arătat Dumnezeul lui Moise. Lucrul ăsta nu putea să rămână ascuns. Era atât de vizibil. Era ceva neobișnuit, ceva nemai întâlnit până la momentul acela. Dar real. Și oamenii au văzut lucrul acesta. Dar eu mă întreb pe noastră, dincolo de strălucirea feței lui Moise, o fi fost ceva și pe dinăuntru? S-o fi întâmplat ceva și înăuntru ființei lui sau numai așa? Ceva de exterior. Din experiența noastră este că întâlnirea aceasta cu El produce înăuntru nostru ceva extraordinar. Un bine. O bucurie. O împlinire pe care efectiv nu poți obține din altă sursă sau din altă parte. Deci, ideea fericirii și faptul că atunci i s-a spus, i-au fost adresate lui Maria cuvintele acestea. Zice, Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice cuvintele pe care le-a rostit însăși gura ei. Duhul Sfânt le-a pus acolo. N-a fost o părere, n-a fost așa un lucru care i-a fi plăcut lui Maria să spună și, știi, să se audă și ea spunând ceva. Cum poate nouă, toată ne place să spunem ceva, ne place să ne auzim vorbind ceva despre noi. Acolo nu era o mândrie a unei femei care, știți cum e, cine mai poate fi ca mine? Nu. Ea a dezvăluit Duhului Dumnezeu prin gura ei, a dezvăluit un mare adevăr care ține de relația cu Dumnezeu, care stă în această încredere în Dumnezeu, care vine din umblare cu Dumnezeu. Și că toți cei care vor face același lucru și vor trăi în aceeași dimensiune ca și Maria, vor putea experimenta pe deplin fericirea care vine din Dumnezeu.
Uitați ce spune cuvântul Domnului. Pentru că, versetul 48, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Știți care este de fapt cel mai grav și periculos păcat care poate fi numit? Mândria. Mândria. Pe când aici starea Mariei, pe care și ea o conștientiza, era Dumnezeu a privit spre starea smerită. Deci iată, am aflat ceva împreună, nu că nu am știut. Dar trebuie să mă preocupe starea de smerenie. Aleluia! Trebuie să ne preocupe smerenia lui Iisus Hristos din Nazaret. Sau dacă vreți, această descoperire, această realizare din viața Mariei, și anume smerenia, trebuie să nu fie ascunsă de viața noastră, ci trebuie să fie realitatea dimensiunii în care noi ne deprindem să trăim. De ce? Pentru că, de fapt, într-un mod permanent, suntem preocupați să trăim în această dimensiune, în această stare smerită. Dragii mei, aș vrea să ne gândim și poate va trebui să definim un picuț smerenia aceasta. Cine ne ajută să înțelegem un picuț despre smerenie? Scriptura, amin? În Filipeni, capitolul 2, spune că Hristos, El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, Cel născut din Dumnezeu, n-a socotit să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Aleluia! Ci s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte. Dar și-a determinat această supunere și această ascultare și acceptarea suferinței și moartea cruntă. Smerenia. S-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă o moarte a rușinii. Nu putea fi ceva mai rușinos decât să fie răstignit în felul în care a fost răstignit. Plus cele anterioare. Cine este de fapt El? Nu cumva noi urmăm pe El? Amin? Aleluia! Și dacă îl urmăm pe El, cuvântul ne spune că așa cum este El, așa suntem și noi. Măriți să fie numele Domnului! Când vrei să trăiești din plin fericirea, iată că Maria, inspirată de Duhul Dumnezeu în acele momente când îl lăuda pe Dumnezeu, dezvăluie unul din factorii care a determinat ca atenția lui Dumnezeu să fie îndreptată într-un mod special către ea. A fost inima smerită a roabei sale. Amin. Vorbeam cu cineva ieri noapte, sau poate azi dimineață, eram tot pe la telefon în jur de ora 2, și spuneam, dar credeți că în casa asta lui Israel n-ar mai fi fost o altă femeie care ar fi putut să împlinească misiunea aceasta? Nu o ziceți. Evident că trebuia să fie doar una, trebuia să fie doar una. Adică era necesar doar o singură femeie ca să se nască Hristos, Mesia, să se împlinească profeția de mult anunțată. Dar concluzia care a fost al acestui slujitor și am împărtășit-o și eu, a fost că la nivelul la care s-a aflat Maria era numai Maria. Și eu cred asta. Dar asta e mai puțin important acum. Cuvântul ne arată că au existat femei. Bine, acum nu trebuia să fie neapărat Ana lui Fanuel, pentru că era prea bătrână, nu? Trebuia cineva care să fie încă în puterea vârstei, nu? Să poată să-L crească pe Iisus, să-L îngrijească pe Iisus. Au mai fost. Au fost niște condiții. Cert este că noi ne inspirăm un picuț în această dimineață, nu neapărat ca să ne frământăm mintea dacă a mai fost sau dacă n-a mai fost, dar sunt niște provocări. Totuși, de ce ea? Ce a avut ea? De multe ori spune, măi, dar ce are ăsta mai mult ca mine?
De ce nu-i merg drăgulă? De ce? Știți cum e? Să umă toate câinile! Păi dacă le grănește cu grâu încoțit. Aleluia! Există ceva pe care noi trebuie să-l vedem în măsura în care noi căutăm și spunem, Doamne, vreau să îmi dezvălui. Observați, lumea aspiră după anumite staruri. După ăștia aș fac ținuta, frezura. Cine este starul tău? Cine este starul meu? Care femeie mă influențează? Trebuie să fie totuși, pentru că avem și noi. Avem în Scriptură oameni care ne pot inspira, care ne pot influența. Și aș vrea să știți că Maria este una dintre cei care, într-adevăr, merită să ne uităm către ei și să privim către felul lor de viețuire și să privim către finalitatea drumului și a vieții lor. Niște bravi slujitori, oameni ai lui Dumnezeu, care au ținut cu Iisus atunci când Domnul i-a chemat. Slăvit să fie numele Domnului. Revin la întrebarea, pentru că vreau să fie o provocare care să conștientizeze pe cei care au nevoie în această dimineață. De cine ești mai aproape cu inima ta? Dacă nu reușești să-ți identifici această realitate în care te afli, lucrurile se pot simplifica. De cine ești mai puternic atras? Să știți că un om duhovnicesc este atras de cuvântul lui Dumnezeu. Este atras de părtășia frățească. Este atras de rugăciune. Un om duhovnicesc este atras de Duhul lui Dumnezeu pentru că în el primează Duhul lui Dumnezeu. E simplu. Atunci când nu te simți atras de cuvântul lui Dumnezeu și ți-e greu să deschizi, înseamnă că deschizi televizorul mai ușor și internetul. Pentru că ești mai aproape de lume și de lucrurile ei. Vedeți? Fericirea este la îndemâna noastră. Poți să o ai din belșug în funcție de cât de mult dorești fericirea care vine din Dumnezeu. Amin? Maria era atât de alipită de Domnul. Era în parametrii stabiliți de Dumnezeu ca cea care cugeta la legea lui Dumnezeu și zi și noapte. Cuvintele ieșite din gura lui Isaia s-au lipit puternic de inima ei. Și era tânără, cu siguranță și frumoasă. Și putea să defileze prin Betlehem sau știu, prin Ierusalim. Nu. Ea defila doar înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a văzut frumusețea ei. Și pot să spun, Dumnezeu s-a îndrăgostit de inima ei. Exact. Pentru că inima ei îl dorea pe el mai presus de orice altceva. Să nu credeți că după 2000 de ani, ca și cum în secolul al 21-lea, a început să lucreze diavolul în lumea aceasta și să corupă și să ispitească pe cineva. Încă din grădina Edenului s-a produs fenomenul acesta. Omul face o alegere permanentă. Și atunci când constați că nu ești așa de aproape de Domnul cu inima ta, e un lucru foarte binevenit ca să realizezi pe unde ești cu ființa ta, pe unde ești cu inima ta, pe unde ești cu gândirea ta, ce se întâmplă cu viața ta. Tu ești un om cu acel potențial cu care poți să îl activezi spre lucrurile lui Dumnezeu, chiar dacă trebuie să mergi împotriva valorilor lumii acesteia. Slăbiți să fie numele Domnului. Dar trebuie să vrei asta. Trebuie să vreau lucrul acesta. Măriți să fie numele Domnului. Când Maria s-a socotit inspirată de Duhul lui Dumnezeu, fericită, fericită pentru că era realitatea ei și că mulți alții care vor înțelege adevărul lui Dumnezeu o vor numi fericită, vor recunoaște fericirea femeii prin care Dumnezeu s-a întrupat, slăbit să fie numele Domnului. Dar, dragii mei, haideți să vedem
Că și Mântuitorul vorbește despre o fericire. Și Domnul Iisus Hristos continuă să pună în atenția oamenilor acest lucru atât de dorit, după care aspiră ființa umană din clipa în care a pierdut raiul lui Dumnezeu. A pierdut grădina Edenului. A pierdut părtășia cu Dumnezeu. Când au fost scoși afară din grădina Edenului, probabil că au spus amândoi, s-au uitat unul la altul și au spus: păcat, am pierdut grădina. Păcat că am pierdut grădina. Și așa este. Au pierdut grădina. Noi ziceam, păcat că am pierdut vremea, păcat că am pierdut prolebus, păcat că am pierdut, nu știu ce, 100 de lei. Ce păcat? Am pierdut, am ratat întâlnirea? Ei au zis, păcat, am pierdut grădina. E greu să ne imaginăm ce a însemnat pentru ei. E bine, cuvântul Domnului vine și spune în capitolul 11 din Luca că Mântuitorul, pe când spunea aceste vorbe, o femeie din noroc s-a ridicat și a ridicat glasul și a zis: ferice de pântecele pe care le-ai purtat și de țâțele pe care le-ai subt. Și el a răspuns: ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc, îl împlinesc. Deci iată că femeia aceasta din norod, probabil că conștient sau mai puțin conștient, a împlinit cuvântul ieșit din gura lui Maria că mulți mă vor numi cum? Fericită. Și femeia aceasta a spus ferice, nu? Ferice de pântecele care te-au purtat, de țâțele pe care le-ai sub, de cea care te-a lăptat. Aleluia! Însă Domnul Iisus Hristos vine și El duce cuvântul acesta și dă direcția corectă pentru ca toți oamenii să știe și să cunoască că nu numai Maria poate să fie sau a putut să fie și să rămână fericită. Și că este o ușă deschisă pentru fericirea care vine din Dumnezeu așa cum a venit pentru Maria în măsură egală, slăvit să fie numele Domnului. Și Domnul spune aici și El a răspuns: ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc, îl împlinesc. Iar vin cu întrebarea. Pentru că vreau ca această întrebare să ne urmărească. De cine ești mai aproape cu viața ta? De cine ești mai aproape cu inima ta? Acela te va atrage. Acolo te vei simți mai atras. Noi trebuie să ne facem astăzi, dragii mei, o analiză, o cercetare într-un mod înțelept. Cuvântul acesta vine ca să ne cerceteze. Este o grijă a lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi pasă de ființa ta. Nu contează, zicunii, cum se sfârșești călătoria. Ba da. Toți oamenii se nasc la fel. Asta pot să spun, da. Dar nu toți vor muri la fel. Toți oamenii s-au născut în păcat și ne-am născut în păcat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu toți o vom sfârși în păcat. Slăviți să fie numele Domnului. Ceea ce face diferența pentru veșnicia întreagă. Slăviți să fie numele Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Aș vrea pentru dimineața aceasta